s-a întâmplat? Cred că am avut un coșmar. Ușa la baie s-a stricat? Da, aparent este stricată. Cristian! Marian? Ce cauți acolo? Am auzit niște zgomote și m-am ascuns aici, rapid. Ce zgomote? Marian? Sandu! Da. Ce s-a întâmplat? Am avut un coșmar. Da, și eu am văzut că s-a mișcat ceva. Aceeași chestie am văzut-o și eu. Băi! Unde suntem? Asta e ca... ce loc ciudat. De ce are roți? Casa noastră are roți? Niciodată nu a avut roți. Mi se pare că este mâna lui unchiul bunic. Da, chiar a dispărut și el și Andrei. Și nu mai am absolut nimic. Am fost jefuit. Sigur, poate e pe lângă, nu? Să cotăm pe aici prin jur ceva. Nu mai este deloc aceeași zonă. Totul este diferit pe aici. O explicație logică, vă rog. Foarte ciudat. Cine ne-ar fi pus roți la casă și ne-ar fi dus până aici? Dacă ți-aduce aminte, unchiul bunic avea o tigaie zburătoare. Chestia aia, adică chiar funcționa. Da, știi? Da, uite-te în jur. Ți se pare cumva că arăta la fel? Nu, asta este și problema. Și ce este asta? Ce am lovit? Un rezervor. Așa mare și rupt, de ce? Nu știu, hai să vedem. Țevile sunt rupte. Pare că a fost lovit. Exact. De ceva mare. Băi, Cristian. Da, Marian. Cam greu, la ce erai atent? Alternat. Ascultam radio. Te-ai spălat pe mâini, Sandu? Sigur. Ia, oprește puțin radio, am o idee. Oh, pace. Ce ar fi să ne ducem pe muntele de lângă noi? Haideți afară. Închide-o așa. Să urcăm muntele să vedem exact ce este prin jurul nostru. Pare mult mai ciudată zona aceasta. Adică, uitați-vă unde mă uit și eu. Este un munte imens. Uh-huh. Înainte nu am văzut așa ceva. Deci zic că cea mai bună opțiune ar fi să urcăm și să vedem exact unde ne aflăm. Ce ziceți? Bună idee. Haide. Haideți. Băi, ce greu este. Sandu, hai mai repede. Am obosit. Păi, stai. Observați? E ceva ce se mișcă acolo. A sărit. Ce era aia? Parcă nu să fie Andrei? Cred că venea la noi dacă era el. Da. Nu cred că e o idee atât de bună să urcăm acum. Dar totuși ar trebui să vedem ce este. Mă înfioară situația, da. Haideți să mergem. Băieți, vreți să vă povestesc ceva? Da, de ce nu? Mi-e greu să povestesc asta, dar după ce ați plecat voi, după ce m-ați lăsat pe insulă, tu și Andrei, a fost destul de ciudată insula, am mai găsit persoane, cum ar fi unchiul bunic, roboți, robotul n-a mai fost, dar alți roboți de genul ăla am mai găsit. Stai. Ce? L-ai văzut pe unchiul bunic înainte? Nu pe el, mai erau persoane ca noi, de genul lui, să zic așa. La fel cu un mașină zburătoare. Exact. Wow. S-au întâmplat multe chestii. Mă trezeam din altă parte și tot așa. Deci sunt cam obișnuit chestiile de gen. Wow. Ce priveliște. Mi se pare că este un canion. Uite. E cineva. Da.
Cobor în canion. Haide să mergem rapid. Avem de ocolit. Am obosit. Sincer să fiu, nu mai pot. Hai că mai avem puțin. Haide. Am nevoie de apă. Da, și eu. Trebuia să luăm ceva la noi de băut. Ne-a jefuit tot ce vrei să-i de băut. Poate mai era ceva prin casă? Noi de unde să știi, nu ne-am uitat. Mamă, cum arată. Arată foarte creepy. Să știi. Marian. Da. S-a mai schimbat ceva de când n-a mai fost? Măi, în mare, doar, ce să zic, a fost un fenomen ăsta mai ciudat, Cristian, dacă ți-amintești, pe camerele de filmat. A fost cineva care trecea prin uși ca un fel de virus. Și era foarte ciudat, a început apoi portalul să meargă singur, când am mers și am fost teleportați aici. Și te-am găsit pe tine. În afară faptului că e Cristian, nu venit. Da, Cristian a fost trimis să învețe și el și din păcate a rămas cu mine. A rămas blocat aici. Andrei, ceva? Andrei, nu știu. Adică, chiar nu știu. Ce mă înspăimântă locul acesta? Și pe mine, să știi. Stai, stop. Vedeți? A dispărut. Da. A dispărut. Nu mai văd, da. Exact. Haideți să mergem. Haideți. Haideți că aproape am ajuns. Este un fel de cabană? Cameră? Ce este mai exact? Cameră? În mijlocul nimicului. Oare ce este acel om? Este foarte ciudat. Dacă este un om. Cine intră prima? Piatră cărtie foarte fece cineva? Nu? Ok, am înțeles. Cristian? Cristian, tu ești noul venit. Exact. De ce eu? Ești noul venit. Exact. Nu este nimic aici, este gol. Pe bune? Haide, Maria. Este doar o ușă aici. Nu a apăsat nimic, nu știm ce se întâmplă. Băi, haide să ieșim de aici. S-a închis ușa. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Păi ce s-a întâmplat? Capul meu. Sunt super, super amețit. De ce este becul verde acum? Ești ok, Cristian, că vă cunoști nimic. Da, sunt un pic amețit, dar este tot ok. Băi, băieți, de ce este becul verde acum? Să-l apăsăm? Nu știu ce să zic. Apasă-l. Stai. Așa. E ok. Ăsta oare ce face? Nu. Se strâng pereții, fugi. Mamă. Nu cred că am nimerit prea bine. Ce este... labirint? Sunt două drumuri. Ăla văd că e infundat. Da, este un labirint. Ce facem? Cum de am ajuns aici? Este... să ne despărțim. Stați puțin, este metal sus. Noi am intrat într-o cameră micuță. Într-un canion. Cum este posibil să fi ajuns aici? Butonul era verde. Când intră noi în cameră era roșu. Da, și asta. Cred că mai bine ne despărțim. El tu pe Cristian. Da, păi la asta mă gândeam și eu. Cum facem în caz de ne pierdem? Ne întoarcem de unde am plecat. Cristian, ții minte drumul de întoarcere? O să încerc. Păi, eu cu Cristian o voi lua pe partea asta, tu mergi pe partea aia? Da. Și ce se întâmplă dacă tu ajungi la ieșire, dacă există vreo ieșire și noi nu ajungem? Sau invers? Vă întoarceți înapoi sau mă întorc eu înapoi?
Dacă am văzut fundătură, hai. Hai să facem așa, dacă în... Că n-avem nici ceas, nu mai avem absolut nimic. Oh, este foarte greu. Na. Haide să mergem, vedem noi cum rezolvăm până la urmă. Să aveți noroc, băieți. Hai, Cristian, cu mine. Ai grijă, Sandu. Ok.